Oamenii lui Dumnezeu, urmează să ne rugăm. Înainte de aceasta aș vrea să vă spun două, trei gânduri din Scriptură. De fapt, să fac referire la câteva pasaje, pentru că întotdeauna când ne uităm în Biblie și încercăm să avem o privire de ansamblu, lucrul acesta ne ajută să înțelegem importanța lucrării respective. Dacă ne uităm în Ioel, de unde plecăm cu profeția, Scriptura ne spune, voi turna Duhul Sfânt peste orice făptură. Acesta a fost un gând al lui Dumnezeu, a fost o intenție a lui Dumnezeu care devine realitate în Noul Testament. Zaharia spune, nu se va face nici prin putere și nici în alt fel, ci prin Duhul meu. Apoi în Matei se vorbește despre faptul că fecioara a rămas însărcinată. Miracolul acesta, care pentru cei care nu cred în Dumnezeu, se transformă într-o pricină de dispreț și de ironie. Apoi, el va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. De ce cu Duhul Sfânt? De ce biserica nu are nevoie de altceva în perioada aceasta decât de Duhul Sfânt? A văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se peste el în chip de porumbel. De ce Domnul Hristos a avut nevoie de o împuternicire care s-a manifestat față de el într-un fel unic? Apoi, Scriptura ne spune că Iisus a fost dus în pustie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și când s-a întors din pustie, de asemenea, era plin de Duhul Sfânt. Pentru situațiile în care oamenii lui Dumnezeu vor ajunge în necaz, în încercare, Scriptura spune, nu voi veți vorbi și Duhul Sfânt vă va călăuzi. Într-o altă împrejurare în care a fost contestat despre lucrarea pe care o făcea, întreabă, dacă eu scot afară dracii cu ceea ce spuneți voi, înseamnă că nu este adevărat, dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, voi nu aveți dreptate. Observați că Duhul Sfânt este prezent în toate acțiunile lui Dumnezeu. Noul Testament este invadat de lucrarea Duhului Sfânt și absolut în lucrarea Domnului, a apostolilor, cât și în perspectiva creștinilor, prezența sau remarcarea Duhului Sfânt este absolut prezentă peste tot. Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela cu privire la ce trebuie să spuneți. Ajungem în Cartea Faptele Apostolilor. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și el le dădea să vorbească ceea ce vorbeau. Petru, când este întrebat ce trebuie să facă, spune trei lucruri, apoi spune, apoi vă veți umple de Duhul Sfânt. Cum de v-ați înțeles voi să ispitiți pe Duhul Sfânt? Întreabă în Faptele Apostolilor, capitolul 5. Băgați de seamă pe cine au ispitit ei atunci când au mințit. Ce legătură avea Duhul Sfânt cu ce au făcut ei? Că de fapt ei au mințit pe apostoli. Și observați cum interpretează apostoli într-o manieră duhovnicească acțiunea necinstită a lui Anania și Safira. Cum v-ați învoit voi să ispitiți pe Duhul Sfânt? V-ați întrebat vreodată că atunci când facem lucruri similare cu ceea ce au făcut aceștia, de fapt, este o ispitire la adresa Duhului Sfânt? M-a trimis Duhul Sfânt ca să capezi vederea și apoi să te umpli de Duhul Sfânt. Așa începe povestea lui Pavel, marele apostol al neamurilor. Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se umplea. Observați cât de prezent este în Duhul Sfânt în tot ce se întâmplă în Scriptură. Vă recomand când veți avea puțin timp să luați o concordanță și să începeți cu toate pasajele din Noul Testament și o să rămâneți uimiți de prezența și implicarea Duhului Sfânt aproape în orice se întâmplă în Noul Testament. S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, se vorbește despre casa lui Cornelie. De ce a trebuit să se coboare Duhul Sfânt dacă se predica Evanghelia? În timp ce Evanghelia era predicată, Biblia ne spune că a venit Duhul Sfânt și a coborât, a umplut inimile tuturor celor prezenți. Nu era suficient cuvântul? Ba da, era necesar, dar nu suficient. Apoi încă un cuvânt. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis, puneți-mi pe Barnaba și pe încă cineva deoparte pentru lucrarea care stă în față. Sunt foarte multe pasaje din Scriptură care vorbesc despre necesitatea, implicarea, lucrarea, manifestarea autorității Duhului Sfânt în viața bisericii. Frați și surori, eu știu că fiecare biserică are o anumită tendință, exact cum oamenii au tendințe, pentru că de fapt tendința unei biserici e tendința pastorului și a comitetului, a fraților păstori care conduc biserica. Și asta devine încet încet o cultură a bisericii care după aceea nu poate fi schimbată în mai mult de 3-4-5 ani. Vreau să vă întreb în această sărbătoare a 50.000, care este perspectiva noastră?
Ce avem de gând să facem cu viața noastră în viitor și mai ales ce avem de gând să facem cu Biserica lui Dumnezeu. Gândiți-vă că tot felul de acțiuni este o lucrare cu copii, o lucrare cu bărbații, o lucrare cu femeile, o lucrare cu familiile, o lucrare cu Biserica lui Dumnezeu în întregime, o lucrare de misiune, o lucrare cu muzica, dar în toate lucrurile acestea Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie prezent. Când El vine peste biserică, El ne atinge inima, El ne atinge conștiința. Oamenii care sunt atinși de Duhul lui Dumnezeu devin niște oameni speciali, așa cum predica pastorul Cornel Nistor puțin mai devreme. Oamenii aceștia devin un anumit fel de oameni. Te uiți la ei și dintr-o dată realizezi că ei sunt altfel. Pentru că această atingere a Duhului Sfânt schimbă inima, schimbă mintea, îți oferă o nouă perspectivă, o nouă paradigmă de gândire, pur și simplu îți schimbă mintea și îți propui să fii altfel. Și tot începe din familie, îți propui să fii altfel cu soția. Îți propui să fii altfel cu soțul, părinții, copiii. Ești un alt om, nu mai ești la fel de certăresc, de ambițios, nu te mai cerți pentru orice lucru. Pur și simplu înveți să renunți la a avea dreptate și de a te lupta prea mult. Nu-i normal să dai $1000 pe o pâine, poți să mai și taci, poți să mai și lași, poți să mai și accepți, poți să mai și permiți altuia să aibă dreptate chiar dacă nu-i are. Că nu se întâmplă nimic, nu-i doctrină, nu-i scriptura aici, ci e vorba numai de o ambiție, de o fire atât de profundă care nu se poate opri. Oamenii lui Dumnezeu, gândiți-vă astăzi la cincizecime la următorul lucru. Duhul Sfânt vrea să aibă control asupra minții și inimii noastre. Vrea să influențeze deciziile noastre. Vrea să ne învețe să trăim cu multă cumpătare. Vrea să ne smerească, sau mai bine zis, să ne ajute să ne smerim. Pentru că atunci când Duhul Sfânt ne smerește, trece dincolo de decizia noastră. Una este să te smerești tu ca o decizie personală și Duhul Sfânt te ajută, și alta este să fii ocoș și Duhul Sfânt să te smerească. Dar întotdeauna când Duhul te smerește, te smerește în suferință, te smerește în încercare, te smerește zdrobindu-te în teascul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de perspectiva lui Pavel, care vorbește despre cele trei feluri de judecată. Priviți la eleganța lui Dumnezeu. Ne dă posibilitatea să ne judecăm singuri, fără ca El să se implice, fără ca El să ne expună, nici măcar în relația personală cu noi, ci spune, judecați-vă singuri și eu nu mă implic. Eu doar stau și măsor autenticitatea judecății și sinceritatea judecății. Exact așa se întâmplă cu această măreție de a te smeri înaintea Domnului, fără să fii constrâns de o boală, de un cancer, de un accident, de pierderea cuiva drag, fără să fii frânt de Dumnezeu. E decizia unei inimi care simte mirosul prezenței lui Dumnezeu, care simte măreția lucrării lui Dumnezeu. Spuneam mai devreme și mă apropii de încheiere repetând treaba asta. Suntem tentați să evocăm trecutul la cincizecime. Trecutul nostru sau trecutul altora, al celor din apropierea noastră trecută, cum sunt părinții, bunicii, sau a celor din Scriptură. Dar gândiți-vă că, deși lucrul acesta este necesar, că ne motivează și ne oferă un model, trebuie să trecem dincolo de trecut, pentru că noi trăim într-un prezent pe care trebuie să-l facem cel puțin la fel de măreț, cel puțin la fel de îmbibat de lucrarea Duhului Sfânt, căruia trebuie să-i dăm prioritate. Această lucrare a Duhului Sfânt trebuie să ne facă să fim mai toleranți, mai smeriți, mai buni, mai iubitori. Aceasta e perspectiva fiecăruia dintre noi. Când Duhul Sfânt vine, trebuie să mă dau la o parte, trebuie să mă trag un pas în spate. Credeți că sunteți dispuși să faceți lucrul acesta? El ne face soți mai buni, soții mai bune, ne face părinți mai interesați, mai implicați. El ne dă înțelepciunea să știm cum să negociem un conflict în care am intrat din vina noastră sau din vina altcuiva. Fără să facem un mare tărăboi, putem să devenim ca un amortizor de la mașină și care protejează tot ansamblul de la roată și protejează și pe cei care sunt în mașină și reduce zgomotul și groapa aia în care ai dat cu mașina, pentru că amortizorul preia din șoc. Atunci când Duhul Sfânt vine, te transform și într-un astfel de amortizor. Și orice relație, orice conflict, orice nemulțumire, orice problemă în care ești implicat, devii un astfel de amortizor. Nu mai pui gaz pe foc, pentru că scopul tău nu este să te onorezi pe tine și faima ta, ci este să-L onorezi pe Duhul lui Dumnezeu. Este să-ți manifesti spiritualitatea, nu firea, că e destul. Ce vrem să facem cu viața noastră? Resursa este aici. În ce măsură suntem dispuși să o folosim? Putem să dăm un pas înapoi pentru ca Duhul Sfânt să aibă prioritate? Mă uit la dumneavoastră și când am venit în biserica asta erați cu 20 de ani mai tineri, la fel ca mine.
Cei care se căsătoresc astăzi și se logodesc erau copii, îi aduceați la binecuvântare. Au trecut 20 de ani, am făcut case mai mari, ne-am luat mașini mai noi. Sunteți siguri că succesul acesta s-a întâmplat și în viața noastră spirituală? Regretăm multe lucruri pe care le-am făcut prost. Unele lucruri bune pe care nu le-am făcut bine și unele lucruri rele pe care le-am făcut bine. Și este o nouă cincizecime, un nou mesaj bate la poarta conștiinței noastre, la poarta gândirii, cum spunea cineva. Mai sunt 3 minute și plecăm acasă. În 3 minute se poate întâmpla o minune cu mine și cu dumneata. Am venit aici doar pentru ca să evocăm trecutul, să sărbătorim o sărbătoare creștină. Am trecut de întruparea Domnului, am trecut de învierea Domnului. În față se vor repeta din nou și acum suntem la cincizecime. Dincolo de trecutul pe care îl evocăm, aveți puterea să faceți ceva la această sărbătoare și să ne predăm Domnului mai mult, să putem să ne angajăm în fața Domnului că nu o să mai bârfim, că o să ne respectăm soția, că o să ne iubim soția, mai bine zis, și o să ne respectăm soțul. Poate cineva să ia decizia în seara asta? Ascultați-mă, sărbătoarea asta nu are nicio valoare pentru Dumnezeu dacă nu se întâmplă nimic în viața noastră. Dacă doar cântăm cântările și dacă doar suferim o predică care se adresează sufletului nostru, oamenii lui Dumnezeu, eu nu pot fi mai pocăit decât sunt în rolul meu de soț. Pentru că sunt de 40 de ani cu Carmen și în mod normal te plictisești de o persoană după 40 de ani. Îi descoperi toate defectele. Puteți să faceți o schimbare în viața dumneavoastră de soți sau de soții? Eu am în minte chestia asta, că cea mai autentică formă de pocăință este acasă, nu aici. Aici trecem toți cu nota 10. Pentru că nici nu ni se dă voie să vorbim prea mult. Vorbesc predicatorii și cântăreții. Aș da orice ca să știu sigur că în seara asta aveți puterea să luați angajamentul cu privire la o chestiune de familie. Nu insinuiesc nimic, nu bat apropo la nimeni și nu vă cunosc în mod personal detaliile vieții de familie. Dar eu știu că sunteți niște oameni ca mine. De ani de zile mi-am propus unele standarde care trec dincolo de ceea ce putea să facă Luigi Mițoi odată. De firea lui, de ambiția lui, de dorința lui de a avea dreptate întotdeauna. Nu știu cât mai am de trăit, dar sunt foarte grăbit cu proiectele astea. Vreau să ajung la, nu pot să spun la desăvârșire, dar vreau să cresc în privința asta. Și vreau să vă rog în minutul pe care îl mai am să faceți lucrul acesta, mă adresez dumneavoastră bărbaților. Trebuie să ajungeți niște bărbați ai lui Dumnezeu care vă iubi soțiile într-un fel dumnezeiesc. Cum ne-a suferit Hristos pe noi, așa trebuie să ne suferim nevestele. Pentru că suntem plini de Duh, iar Duhul acesta ne dă calitatea de a deveni un model pentru copiii noștri și de a deveni un model pentru soțiile noastre. Opriți-vă cu duritatea, opriți-vă cu vorbirea nepotrivită, opriți-vă cu supărarea, opriți-vă cu metode care nu vin de la Dumnezeu. Și dumneavoastră, stimate surori, pregătiți-vă să vă supuneți soților, dar nu într-o manieră care a devenit glumă, dar ce, dacă mă supun trebuie să... Nu, nu așa. Respectați-vă bărbații, dați-le aripi, mai potoliți-vă cu cicăleala, fiți un pic mai încurajatoare, dați-le aripi, pentru că o pocăință de genul acesta nu poate face decât Duhul Sfânt la cincizecime. Să rămâne cu ceva practic la cincizecime, dincolo de evocarea trecutului. Iar ca biserică, propuneți-vă la cincizecimea asta să veniți măcar o dată pe lună la rugăciune. Nu vi se pare că este extrem de vinovat să nu vii o dată pe lună marțea la rugăciune? Oamenii lui Dumnezeu, credeți că se bucură Dumnezeu de această absență fără limită? Se bucură Dumnezeu de această absență fără motivație, fără justificare? Nici o marție dintr-o lună? Îmi veți spune, e cincizecimea, dar ce să vă spun la cincizecime? Vă mai aduceți aminte de Baruch în chei cu treaba asta? Ieremia îl pune pe un asistent de-al lui care făcea oficiu de secretar, scrie prorocia asta și dă-o împăratului, poate se va pocăi. Și îi duce Baruch scrisoarea și ăsta o rupe în disprețul și în aroganța lui, că era rege, avea armată, avea bani, avea ce vrea el. Și se întoarce ăsta plângând la Ieremia și îi spune, mi-a rupt scrisoarea în față, n-a citit-o. Și Ieremia îi spune, du-i-o în ziua apostolului. Că în ziua apostolului poate are inima mai bună și poate o să aibă putere să citească scrisoarea și să se smerească înaintea Domnului. Frații mei, astăzi e o zi sărbătoare și mă gândesc că inima noastră este mai predispusă să primească ceva din partea Domnului.
Mi-ar place în ziua aia când se va întoarce Iisus să ne spună vino, dar dumneavoastră știți că pentru treaba asta trebuie să facem lucruri spre care ne împinge Duhul lui Dumnezeu. Vă rog în rugăciunea care urmează, stați în fața Domnului și nu trebuie să vă spun eu, că eu nu știu, dar Duhul Domnului care locuiește în noi ne va spune ce decizie trebuie să facem la această cincizecime, iar Duhul se va bucura că a mai câștigat ceva în viața noastră și prin noi, în biserica sa și în familiile noastre. Lăudați să fie Domnul! Ne ridicăm la rugăciune!